Bun găsit! Consilierii locali Fălticenene au revenit la sentimente mai bune față de soarta maternității după ce la două ședințe anterioare au refuzat să voteze proiectul. Reuniți în ședință extraordinară, cei 13 prezenți din 18 au fost de acord cu schimbarea locației de pe strada Suceava pe Ion Creangă, în incinta colegiului Vasile Lovinescu. După aproape o lună de discuții în contradictoriu s-a luat o decizie. A fost programată o nouă ședință extraordinară a Consiliului Local Fălticeni, care a avut pe ordinea de zi votul pentru schimbarea destinației clădirii de pe strada Ion Creangă, în care se dorește a fi amenajat un sediu provizoriu pentru maternitatea din Fălticeni. Au fost necesare doar 15 minute pentru ca proiectul primarului Cătălin Coman să primească cele 13 voturi necesare. Aprobarea hotărârii permite demararea procedurilor premergătoare începerii lucrărilor de amenajare a noului sediu în care va funcționa temporar maternitatea. Cele 13 voturi au fost asigurate de cei 12 consilieri ai PSD și de liberalul Gheorghe Aldea. Acesta din urmă a fost singurul reprezentant al opoziției. Reamintim că pe data de 8 septembrie, 3 din cei 4 consilieri liberali prezenți în ședința extraordinară au părăsit plenul într-o pauză cerută chiar de liberali. Cred că, în afară de faptul că am expus foarte bine argumentele, este o chestiune de rațiune, pentru că eram în situația extrem de dramatică în care să desfințăm o maternitate absolut necesară la Fălticeni. Singura soluție pe care am identificat-o este aceasta, le-am expus-o, nu au venit cu alte soluții și, până la urmă, cred că am înțeles că nu putem vorbi de opoziție în ansamblu, pentru că a fost prezent doar un singur consilier. Și asta pentru mine reprezintă la fel o chestiune extrem de jenantă pentru clasa politică și pentru opoziția din Fălticeni. Practic, din 7 consilieri, doar unul a scăpat de să vină. Nu știu dacă e vorba de o strategie sau pur și simplu așa o considerat necesar de cetățeanul în lipsă. Dar nu mi se pare absolut deloc în regulă ca odată ce ai funcția respectivă, odată ce ți-ai dorit-o și ai mers în campania electorală pe străzi și ai spus votați-mă sub consilier, nici măcar să nu vii la servici, pentru că una peste alta este un servici pe care trebuie să-l facă și în plus de asta este și plătit. Vom finaliza acolo lucrările de reabilitare, pentru că maternitatea trebuie să se mute într-o clădire avizată de toate instituțiile statului, Direcția de Sănătate Publică în primul rând, pentru că este o clădire medicală. Clădirea pe care am propus-o aparține domeniului public, deci investiția va fi într-o clădire cine aparține. În plus de asta este o clădire funcțională, dar, repet, este o clădire funcțională ca unitate școlară și nu ca unitate medicală. Maternitatea ar putea funcționa în noua locație până la finalizarea noului spital municipal, undeva la sfârșitul acestui an sau cel mai târziu la începutul anului viitor. Opoziția pare să fi înțeles in extremis, ceea ce era evident de la bun început. La această ședință, cel mai probabil, a triumfat rațiunea.